V-am găsit pe canalul meu câte un pic din fiecare, unde veți găsi multe recenzii la filme, seriale, miniserii, seriale documentare, știri despre sport, în special Formula 1, dar și jocul GTA Vice City Definitive Edition pe telefon. Dacă îți place acest conținut, nu uita să dai un subscribe. Mulțumesc! Astăzi voi face o recenzie la cel mai nou serial din MCU, Echo. El se află pe platforma Disney Plus și are numai 5 episoade. Serialul începe exact unde s-a terminat un alt serial de la Marvel, Hawkeye, cu Echo împușchindu-l pe Wilson Fisk, Kingpin, iar aceasta fuge din New York ca să nu fie ucisă de ucigașul lui Wilson Fisk. Cine este Echo? Echo, pe numele ei real Maya Lopez, este o tânără orfană și surdă, de proveniență dintr-un timp indian numit Choclaw, și care este luată în grijă lui Wilson Fisk, Kingpin, capul mafiei din New York. Acesta o transformă într-o ucigasă nemiloasă, făcându-o să o ucidă pentru el. După un timp, aceasta se confundă cu Hawkeye, iar acesta îi spune că Wilson Fisk l-a ucis pe tatăl ei, William. Astfel, Echo îl împușcă pe Wilson Fisk și apoi fuge în Tamaha, Oklahoma, acolo unde a locuit până să o adopte Kingpin. Serialul pare că nu prezintă ceva nou. Ea fuge de niște criminali, criminalii o găsesc, chiar ea îi omoară. Tipic. Nu? Tipic. Dar am voie să zic că nu e chiar așa. Nu vreau să dau prea multe detalii, spoilere, dar Echo capătă niște puteri. Astfel, dintr-o fată simplă, provenită dintr-un trib indian, ajunge să fie o asasină de top, ca mai apoi să aibă și puteri. Ce fel de putere are? Ce se întâmplă cu ea și Kingpin? Și care este legătura ei cu tribul Choclaw? Te las pe tine să descoperi în cele 5 episoade. Cât despre personaje, rolul principal este jucat de actrița surdă Alaka Cox, care a mișcat ceva, mi-a plăcut de ea. A fost destul de serioasă. Nu a fost rău. A fost chiar bine. Personajul Kingpin este jucat de Vincent D'Onofrio. Sigur îl știi, l-ai mai văzut în seriile Marvel, Hawkeye și Daredevil, unde și acolo a fost personajul negativ. Kingpin este principalul făcător cu care se luptă Daredevil, dar și Spider-Man, ei apărând împreună și în câteva episoade din desene animate cu Spider-Man. Se zvonește că Spider-Man va apărea în noua serie Daredevil, dar și Kingpin, bineînțeles. Dacă ai auzit că apare Daredevil și Hawkeye în acest serial, dă-mi voie să spun că e adevărat, apar. Dar foarte puțin, câteva secunde în primul episod. Da, știu, e dezamăgire totală. A fost așa rău serialul pe cât am auzit că e? Nu a fost cel mai bun serial de la Marvel, dar nici cel mai rău. A avut un ton serios, muzica bună, actoria bună, deci e un serial decent, pe care poți să-l vezi într-o dupămasă ploioasă. Recomand serialul Echo? Da, îl recomand, îi dau un 8,5, cu speranța că următoarele seriale de la Marvel vor fi mai bune. Te rog să lași în comentariu dacă ai văzut serialul. Și ce părere ai sau dacă ai vreo sugestie pentru mine. Până data viitoare, îți mulțumesc că m-ai urmărit și te salut!